Am stat de vorbă cu cineva vreo 10 minute, zice, domnule, nu te supăra, stăm de 10 minute, tu ești om bun, cum ești așa rău acolo? Deci personajele, eu rolul, să mă ierte telespectatorul, eu premiul uniter l-am luat cu un pușcăriaș, Casa Zoică îi se chema. Deci tot un interlop, am avut școala asta a rolurilor negative respective. Da, da, da. Dar e foarte multă pregătire. Cu voce așa, cu timbru, cum era? Păi, eu spun, da, facem o replica mea, da, și cu finalul care era acolo, îl faci. Da. Ești interlop, să zic că ești omul meu. Da. Măruță, măruță, eu ți înțeleg durerea ta și prostia care ai făcut-o și care n-am cum să nu te belesc. Imediat. El a vrut-o. Imediat, băi, n-aveai cum, adică era tătuțul direct. Dar hai să spun cel mai frumos compliment. Am atunci și cuțitele de pe aici, când mai aveam și cuțite. Da, hai să spun. Adică după voce, imediat, pac. Cel mai frumos compliment. Ca să vezi eu vă respect și vă iubesc din toată am inima. Observat, și... am observat. Exact, când ai niște oameni care sunt așa legende pentru teatru românesc, pentru filmul românesc, mi se pare fabulos și incredibil.